Ce ne-a? Toate speculațiile cu privire unde s-a aflat Ilan Șor, când a fost reținut, nemijlocit eu l-am reținut pe Ilan Șor, el este în izolatorul Cenea, iar cei care speculează și nu cred unde este Ilan Șor, nu au decât să facă o zi de ședere cu Ilan Șor în celulă, să convingă că el este în celulă, la izolatorul Centrului Național Anticorupție. Ne-ați permite să vorbim avea cu el? Să vorbiți cu el? Celulă. Eu să-l vedeți doar. Să-l vedem. Da? Să-l vedem. Hai, în celulă. Vrem să-l vedem acum. Da? Să stați cu el o zi întreagă? Vrem, pe bune. Vrem, pe bune? Ne permiteți? Oameni buni, Ilan Șor este în izolatorul Ceneaului. Dânsul este reținut. Faptul că se vehiculează că dânsul nu l-a văzut cineva când intre în centru, că respectiv nu a fost asta o acțiune publică, nu știu mai ce. De câte ori era citat la noi pe celelalte dosare care le are, de fiecare dată noi făceam informația fie post-factum, fie anterior, faptul că voi nu ați asistat în momentul când a intrat acesta în centru, asta nu vă dă dreptul ca să speculați cu faptul că această persoană nu este în izolatorul Ceneaului.